scandal cu pumni și înjurături pe strada Tudor Vladimirescu din sectorul Râșcani. Patru bărbați cu vârstele cuprinse între 25 și 30 de ani s-au luat la bătaie. Strigătele și zgomotele au fost auzite de toți locuitorii din preajmă. Indignat că nu mai putea suporta gălăgia, unul dintre locatari a făcut apel la 112 și a solicitat ajutorul oamenilor legii. La scurt timp, un echipaj de poliție împreună cu mascații de la Fulger au venit la fața locului pentru a aplana conflictul. Cei patru bărbați au fost duși la Inspectoratul de Poliție Râșcani pentru audieri și pentru stabilirea circumstanțelor. Acum, bărbații sunt cercetați pentru huliganism nu prea grav, iar dacă vina lor va fi dovedită, riscă să fie amendați cu până la 3.000 de lei fiecare.